Bună seara, bine v-am găsit și pe unii dintre dumneavoastră bine v-am regăsit. Ne întâlnim acum ca să lansăm un volum de dezvoltare personală, un volum deosebit, aș spune, prin conținutul său. Cartea se numește Cunoașterea de sine, Gnotise Auton. Când am văzut scrisul în limba greacă, mi-am spus, trebuie să învăț măcar să cunosc literele, pentru că priveam așa cam ciudat coperta. Așa. Și eu când am văzut coperta, mi s-a părut ciudat, dar mi s-a părut genial cine a făcut coperta, că a scris în grecește. Tocmai le explicam prietenilor mei că în interior scrie și în litere latine. Notice auto, cunoaște-te pe tine însuți, care era scris pe templu din Delphi. Și tot premergătorii au fost toți grecii care spun cunoaște-te pe tine însuși și de aici a început și cunoașterea mea și tot au mai departe informația către oameni. Deci cine a făcut coperta? Domnul Leo Orman. Îi mulțumim foarte mult. Mulțumim. Chiar mulțumim. Avem lângă noi, adică avem aici în fața dumneavoastră pe autoarea Mihaela Buflea, care tocmai a vorbit, și pe doamna doctor Pantiș Carmen Brândușa. Eu citesc de aici că nu vă știu numele și în general rețin cam greu numele. Da. Așa. Și e bine să-l citesc de pe o foaie de hârtie. Deci doamna doctor Pantiș, pe care mă gândesc să o și invit la microfon să spună câteva cuvinte despre cartea pe care a citit-o. Vă rog. În primul rând vreau să-i mulțumesc autoarei care m-a rugat să fac prezentarea asta și a avut încredere, deși n-am mai făcut așa ceva niciodată, nu-i meseria mea. Povestea noastră a început de mult, cred că sunt câțiva ani, când, da, și în momentele noastre de răgaz, între anestezii, în timpul anesteziei, când mai stăteam de vorbă, Mihaela îmi citea poezii sau proze scurte. Și atunci am spus, Mihaela, tu ești foarte talentată, ar trebui să scrii. Nu se poate, du-te, fă un curs, învață. N-am știut că între timp a apărut o nouă pasiune, pasiunea de a se cunoaște pe ea, mintea, corpul. Și mă întreb dacă nu cumva asta a apărut din cauza vieții pe care o avem noi la spital și a întâlnirii perpetue cu suferința, cu moartea. Cred că asta ne-a determinat pe ea să scrie și pe mine să devin psihoterapeut. Ceea ce răzbate din acest volum și este ideea care este din ce în ce mai mult propagată în întreaga lume, este că există o unitate indestructibilă între minte și corp. Dacă vrei să ai un corp sănătos, e bine să-ți cunoști mintea și să o stăpânești și să o urnești, să o controlezi. Și aș putea să mai spun încă multe despre lucrul ăsta. Cartea ne poartă cu multă ușurință într-o călătorie interesantă care începe cu o incursiune în funcționarea creierului și primii pași în conștientizare, astfel încât să putem să preluăm conducerea propriei noastre minți și a propriei noastre vieți și să nu funcționăm pe pilot automat, cum ni se întâmplă, fără să ne dăm seama. Astfel, suntem introduși cu multă eleganță în lumea meditației și studiind neuroștiințele, vedem, s-a văzut cât de benefice sunt pentru organism meditația și cât de benefică este asupra creierului. Un alt capitol important al cărții se referă la aspecte ale medicinei tradiționale
chineze și indiene, fiind tratate cu multă atenție și rigoare, chakrele ca reprezentând cei mai importanți centri ai energiei. I-am spus că pentru mine, eu fiind psihoterapeut, nu sunt pricepută în problema asta a chakrelor. Am mulți pacienți care sunt pasionați de asta și pentru mine cartea asta a fost foarte importantă pentru că a fost o introducere interesantă în această tematică. Mesajul acestui capitol care analizează cele 7 chakre este îndemnul de a ne apleca asupra emoțiilor noastre. Frica, rușinea, dezgustul, bucuria și de fapt s-a demonstrat că toate au, că toate emoțiile astea de fapt au un substrat chimic care va influența anumite zone din corp. Acum am înțeles funcționarea corpului și funcționarea minții în termen de energie. Ce facem însă după ce am înțeles lucrul ăsta? Și următoarele capitole ne exemplifică diverse modalități de curățenie programată și de gestionare a conflictelor. Volumul continuă cu abordarea unui alt fel de cunoaștere de sine, parcurgând dezvoltarea evoluției omului de la naștere până la vârsta de 25 de ani. În primele luni și până la 7 ani, noi funcționăm ca și cum am fi în transă, ca și cum am fi în hipnoză. Creierul nostru funcționează cu undele teta. Ca atare, nu avem memoria lucrurilor care ni se întâmplă până la 7 ani, avem numai o memorie implicită și o memorie a emoțiilor noastre. Ca atare, putem să ne trezim peste ani cu niște manifestări în corp, nu știm de unde fim, de fapt sunt manifestările emoțiilor noastre de atunci. Abia spre 25 de ani, cortexul prefrontal, cel care coordonează de fapt logica, judecata, asocierile, este complet dezvoltat. Abia atunci ieșim din adolescență, de fapt. Numai înțelegând aceste etape, putem să vedem care este originea multora din comportamentele noastre, niște tipare bine ancorate în mintea și în sufletul nostru, care își fac apariția uneori fără ca noi să ne dorim lucrul ăsta. Și ultimele capitole ne prezintă strategii de autocontrol necesare când viața ne supune diverselor încercări. Încă o dată vreau să accentuez faptul că numai trecând totul prin filtrul emoțiilor și ieșind din mintea exclusiv rațională, putem scăpa de fantomele trecutului. Recomand cu căldură să citiți această carte care își propune să ne facă să ne înțelegem în profunzime cine suntem și cum putem evolua spre varianta noastră cea mai bună. Putem transmite copiilor noștri lucrul ăsta, numai după ce suntem noi vindecați putem avea niște copii sănătoși. Și sper că e doar începutul. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte, foarte mult. O expunere deosebită. Aș dori să citesc un fragment din carte, după care i-aș da microfonul autoarei, care este nerăbdătoare să vorbească. Este un vulcan. Eu cred că avem nevoie de această informație, de aceea voi fi foarte scurtă. Menționez că în urmă cu 5 ani am început călătoria către sinele meu, către sufletul meu și de nenumărate ori mi-au apărut titluri de cărți în cale. Aceste cărți au fost răspunsuri la întrebări și certificări ale conexiunilor făcute de cortexul meu în urma punerii cap la cap a unor informații citite sau aflate din diverse surse. YouTube,
filme, interviuri, etc. Mulțumesc divinității creatoare că ne-a înzestrat cu asemenea capacitate de a duce și de a aduce la lumină în viețile noastre puterii noastre interioare, de a ne aduce mai aproape răspunsuri și oamenii care gândesc și au ajuns la aceleași concluzii asemenea cu noi. Nu este de mirare, scopul este același, doar calea de a ajunge la scop este diferită. Așa că nu te îngrijora dacă nu acționezi și nu urmezi aceeași cale ca și ceilalți. Destinația este aceeași. Uniunea cu energia supremă, căci suntem bucățică, frântură din aceeași energie, căreia prin vibrația și frecvența acordată i-am dat forma actuală. Spun energia supremă, căci suntem parte din ea, cum și răspunsul lui Iisus mă trimite la același sens. Luca 17, 20-21. Citez. Și fiind întrebat de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis: împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice: iată-o aici sau acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și din aceeași perspectivă vorbesc și de uniune. Uniune care este semnificația și cuvântul lui yoga. Iar acesta este scopul nostru, să revenim la sursă, să ne unificăm cu ea și da, acest lucru îl simți și te vei conecta la ea când conștiința ta devine una cu conștiința supremă, când mintea ta nu mai derulează concepte, dogme și ideologii învățate în aceste călătorii prin viață. Dar nu o purta nici ca pe o vină că ai învățat ce ai învățat și nici nu învinovăți pe nimeni că ai trăit ce ai trăit. Eu o percep ca pe o experiență a dorinței tale de experimentare. Spune aici, dar ne-am abătut din drum. Ca să nu mă abat din drum, înseamnă că e cazul să predau microfon. Da, deci eu și uitasem de aceste paragrafe pe care le-am scris, pentru că în momentul în care scriam aveam impresia că intru în trans, adică în uniunea cu această energie universală, sursă universală care ne ghidează uneori pașii, dar noi nu știm să citim printre rânduri. Și atunci mă înclin de foarte multe ori către Biblie, căci Iisus, și bănuiesc că asta va fi următoarea carte, adică asta este percepția mea, că doresc să mai fac încă o carte. Ceea ce a vrut să ne învețe Iisus Hristos este de fapt ceea ce ne învață și religia hindusă și religia chineză, tot budismul, tot ne învață același lucru, iubirea de aproape și iubirea de sine și să ne iubim aproape ca pe noi înșine. Da, cred că sunt, după ce aș citi paragraful ăsta, cred că sunt, chiar recunoscătoare divinității că mi-a dat acest dar să dau mai departe, că asta a fost ideea. Am cunoscut și am experimentat, cum am spus, diverse stări, m-am cunoscut pe mine și numai intrând în zona asta energetică și de cunoaștere de sine și intri în starea asta energetică, te cunoști foarte bine și știi unde ai greșit și încerci să repari acea greșeală, numai așa ți se aduc anumite lucruri la suprafață și, cum am spus, au ieșit diverse cărți în calea mea și am învățat ce am învățat și atunci, dacă mie mi-a fost bine, am spus să dau și mai departe altor oameni, poate găsesc o cale, chiar dacă ea poate să fie diferită, poate unii rezonează cu mine, că mai scriu și aceste lucruri în carte și atunci să le dau mai departe, că cred că asta este scopul suprem și la sfârșit chiar spun să ne iubim cu toții și să trăim într-o uniune cu această energie supremă, cu sursa, și care e iubire și atât. Numai prin iubire poți să faci orice. Orice. Dacă e de aici, treci mai departe. Bineînțeles, mai sunt în spate niște proiecte care doresc foarte mult, pentru că am fost întrebată, au fost persoane care au citit această carte, cum a citit-o și doamna doctor, căruia îi mulțumesc enorm că a venit și mi-a prezentat cartea.
Deci chiar am... Deci că de acasă... Da. Ideea este că îmi doresc foarte mult. Oamenii au venit și mi-au spus, da, dar scrii cu tare, da, scrii cu tare. Sincer, am urmat inclusiv cursuri online pentru a îndepăși aceste lucruri, că poate singură nu am reușit. Chiar dacă eu am scris o carte, e bine de privit și niște cursuri ca să ajungi să trăiești aceste experiențe ale meditației și poți medita chiar și cu ochii deschiși dacă iubești și dacă te dedici oamenilor. Asta am vrut și sper că am reușit și sper că ajunge la multă lume. Mulțumesc frumos! Toți cei care au nevoie de mesaje sunt aici. Adică parte dintre cei care au nevoie de mesaje. Și probabil că, așa cum spuneam astăzi mai devreme, când am avut o lansare de carte, să știți că nu întâmplător veniți la editura noastră. Și știți de ce? Prin rezonanță ajung oameni atât de sensibili, oameni care trec dincolo de ceea ce se vede, de aparență, și care se caută pe sine și care se și găsesc și care vor să împărtășească celorlalți ce au descoperit și cum să îi ajute pe cei care trec prin momente dificile să depășească anumite bariere. Spuneam mai devreme că atunci când deschid cartea, orice carte din care citesc, fragmentul pe care îl citesc este destinat cuiva sau chiar mie. Așa că acesta cred că era destinat dumneavoastră, așa, dar și nouă în egală măsură. Dacă este cineva din public care și-ar dori să spună câteva cuvinte despre doamna Mihaela Buflea, invit la microfon, fără nicio reținere, fără emoții, vă rog. Da. Să știți că eu vă înțeleg dacă empatizați atât de mult încât vă identificați oarecum cu cea care plânge și automat vă vine să plângeți. Vă spun asta pentru că la fel pățesc și eu. Dar putem trece peste, trecem așa dincolo de aparențe. Dacă nu, este doamna. Vă rog, poftiți! Nu contează, veniți în partea aceasta, veniți. Deci eu aș vrea să o întreb pe doamna. Întâi că nu o cunosc, că dumneavoastră ați întrebat că dacă avem ceva de spus despre dânsa. Eu vreau să o întreb pe doamna cum scrie dânsa, pentru că aș vrea și eu să scriu, deși am 70 și un pic de ani, aș vrea să scriu și eu, că am multe de scris și mi-e foarte greu să pun pe hârtie. Cum treceți peste emoția? Cum începeți să scriți? Cum vă adunați material dinainte? Că citesc despre alți autori că au adunat 10-20 de ani materiale ca să ajungă să scrie un roman. Asta aș vrea să spuneți, până poate se gândește cineva să vorbească despre dumneavoastră, că poate sunt emotiv, deci să sparg eu gheața. Ați ajuns la locul potrivit, să știți. Mă duc în spate, că poate pe altcineva. Deci, cum vă numiți? Doamna Domnica, doamna Domnica, deci nici eu n-am crezut că voi ajunge vreodată să scriu. Doamna doctor, știe că la un moment dat, după un divorț, rămasă cu doi copii, care a fost traumatizant, iar înainte de chestia asta mi-a murit tatăl cu 2 săptămâni înainte să fiu părăsită de soț. De aceea noi două am empatizat și am vorbit foarte mult, dânsa fiind psiholog la bază, m-a ajutat foarte mult. De aici s-a născut pornirea mea către visare. Am tatonat mai întâi terenul cu poezii despre iubire.
Și atunci mi-a dat un pic curaj doamna doctor și mi-a zis, băi, dar ești foarte talentată, zice, hai să scrie o carte. E, uite, n-am scos această carte de poezie pentru că m-am dus mai departe. Lucrurile nu sunt întâmplătoare în viața noastră, de obicei întâlnim. Eu ca să am citit foarte mult într-adevăr, așa mi-am dezvoltat, că descriu în carte, mi-am dezvoltat conexiunile acestea neuronale și pot să fiu și dau cadou să vedeți unde am ajuns citind și aplicând ceea ce am citit. Însă am ajuns în această stare de a... există un blocaj și probabil doamna doctor știe, există un blocaj când vrei, te așezi la masă și vrei să scrii, nu poți să scrii. De aceea eu chiar și în timp ce făceam mâncare, îmi venea câte o chestie și aveam caietelul și puneam și notam. Când venea așa o chestie în cap, băi, dar sună mișto, zic, hai să scriu. Eu vorbesc și în jargonul nostru. Deci sună... și așa, la un moment dat când am reușit să ajung în transă și să meditez, atunci făceam 5 minute de aducere de iubire în suflet. Asta este următorul pas care l-am descoperit și eu mai nou și sunt studii foarte clare, coerența inimă-creier, că de fapt inima răspunde la emoție și atunci aduc o emoție elevată. Copiii pe care îi iubesc enorm, oamenii pe care îi iubesc enorm, un peisaj care m-a încântat, îl aduc aici în inimă, respir 5 minute, dacă pot, pot să respir și un minut, după care intru în transa respectivă, această energie supremă de care tot vorbim și cuvintele curg. De sincer, nu mi-aduceam aminte de acest paragraf așa ambigu. Un pic, de sincer, că multă lume, am o colegă care a citit-o și a zis, băi, nu ești tu. Deci aia din carte nu ești tu. Și am zis, probabil că e de undeva o sursă, există o sursă divină care te inspiră. Și bine, pot să vorbesc blablauri, blablauri acum. Dacă încă nu și-au făcut curaj cei care vor să vorbească despre dumneavoastră, vă mai întreb, cam cât ani durează să scrieți o carte? Că uitați, acum am citit Evgeni Onegin și scrie acolo că 8 ani a scris și e o cărticică mică, dacă nu știu, are 8 milimetri parcă. Și stau și mă întreb, măi, 8 ani de zi și nu este scrisă, este un poem, nu este versul scris ca pălățimea paginei, ca o poezie. Și stau eu și mă gândesc, 8 ani de zile, păi trebuie să ții evidența la hârtiile pe care le scrisă. Nu că am mai scris și eu câte o poezioară, dar nu știu pe unde mai sunt prin casă. Că am scris, am băgat-o nu știu ce carte, altă pagină am băgat-o nu știu ce sertar și acum trebuie să răscolesc toată casa să-mi aduc și acolo 4-5 poezioare. Dar mă întreb 8 ani de zile să stai să păstrezi. De asta vă întreb cam cât timp durează până când dumneavoastră scriți așa, de exemplu, o carte. Vă mulțumesc! Deci, probabil că dorința a fost prea mare și m-a ajutat un pic și pandemia, să spunem că am început-o în 2019, când tot așa a fost un declic sentimental, să zic, sau o pornire a mea și am zis că trebuie să fac ceva pentru mine, pentru persoana mea, să-mi satisfac eu ego-ul meu, să zicem. Deși eram înclinată să dau informația mai departe. Dar am zis, trebuie să fac ceva pentru mine. M-am apucat de ea în 2019. În 2022, la început, am dat deja manuscrisul doamnelor. Dar asta înseamnă răsfoit, recitit, și a durat la editură, cred că vreo 6 luni, cam că asta este perioada. Deci vreo 2 ani de zile a durat. Dar v-am spus... Nu există o rețetă, că dacă ești în când ești în conectarea la sursă, asta este, multă lume nu înțelege. Dar intră, cum spunea doamna doctor, intră prefrontalul.
în momentul meditației sau când nu mai ai gânduri care te domină, intră prefrontalul în funcțiune și prefrontalul este pe creație. El creează. Și atunci dacă îl lași pe el și nu ești ancorat în material și în realitatea noastră și te duci doar acolo și ești tu cu gândurile tale, creezi ceea ce vine de la sursă divină. Da, deci nu există o rețetă. Khalil Gibran a scris 25 de ani la cartea lui celebră. Așa că nu este obligatoriu ca dumneavoastră să scrieți 25 de ani, nici 2 ani. Poate că o scrieți într-o lună, poate o să scrieți într-un an ce aveți de scris, în funcție de cum vă conectați la Dumnezeu și ce vă vorbește, nu știu, la un moment dat. Stați cu carnețelul lângă dumneavoastră. Și dacă mai vreți să vorbiți, aveți aici editorii care vă pot îndruma pas cu pas cum anume să scrieți o carte. Acestea fiind zise, vă mulțumim pentru prezență și vă invităm la importanta sesiune, cea a autografelor. Și cu aceasta încheiem întâlnirea din această zi, întâlnirea noastră și vă invităm la următoarea lansare pe care o vom avea în curând. Așa că, la revedere!